După ce europenii au investit 2,2 milioane de euro, autoritățile anunță că au reușit să oprească degradarea circului din Chișinău. Lucrările de conservare au durat un an și 8 luni, timp în care a fost reabilitat acoperișul și s-au montat vitralii noi. Doar că până la deschiderea circului mai este atât de mult de lucru, încât nimeni nu poate spune când vom avea o arenă modernă. Cu toate acestea, astăzi, cu ocazia încheierii primei etape de reabilitare, pe șantier au venit atât finanțatorii cât și conducerea țării. Așa arată acoperișul circului după finalizarea primei etape de conservare. Lucrările care au durat aproape 2 ani au prevăzut schimbarea învelișului cupolei, schimbarea rețelelor de evacuare a apelor pluviale, dar și reabilitarea acoperișului. Lucrările au costat peste 800.000 de euro. Ceea ce este vizibil pentru cei care trec prin preajmă este fațada circului. Datorită vitraliilor noi, acum prin clădire nu mai șuieră vântul. Noi când am venit, practic, între 70-80% din sticlă era distrusă, era căptușit cu foi de PFL. Sticla corespunde exigențelor de izolare termică noi. Este vorba despre 3 rânduri de sticlă, așa cum prevăd noile normative. Lucrările de conservare au costat peste 2,2 milioane de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană prin programul Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD. Aceste lucrări sunt menite să protejeze edificiul de condiții meteorologice nefavorabile și degradarea ulterioară. Sunt doar o primă etapă de restaurare din multe altele care urmează a fi realizate. La această etapă însă nu se vede nici măcar luminița de la capătul tunelului. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu doar a constatat că mai avem nevoie de mulți bani până să deschidem o arenă conform standardelor europene. E nevoie de bani în continuare, dar cred că reușim să ne mobilizăm, să găsim resursele pentru ca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Până vin banii, managerul de proiect își face planuri. Proiectul de reparație capitală a fost împărțit în câteva etape, iar a doua fază presupune înlocuirea rețelelor inginerești. Una din primii pași care trebuie să fie realizate este schimbarea tuturor rețelelor tehnico-inginerești. E vorba de conectare la apă, la canalizare, la iluminare și tot ce ține de respectivele rețele. În lipsă de investiții, circul a degradat până când în 2002 guvernarea a decis să-l închidă. 12 ani mai târziu, sala mică a circului a fost redeschisă pentru public, iar sala mare rămâne în continuare nefuncțională.